Cartea profetului Ieremia, capitolul 8, versetul 20. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să-i ocupați mult. Preoților, e o bucurie deosebită pentru mine să ne vedem în seara aceasta și din toate inima zic mării să fie Domnul. Amin. E pentru prima dată în anul 2014 când ne întâlnim aici și e un motiv de bucurie să vă pot face și o urare la început de an. În noaptea de Revelion salutam biserica și bisericile din jur cu frumoasele cuvinte din Judecători 18 cu 6. Duceți-vă în pace, călătoria care o faceți este sub privirea Domnului. Și dacă doresc ceva, doresc anul 2014 pentru biserica dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, pentru fiecare personal, să fie un an în care ochii Domnului să fie peste dumneavoastră. Citim în cuvântul Domnului că ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, zice psalmistul, și urechile lui iau aminte la glasul rugăciunilor. Și dacă doresc ceva, doresc ca ochii Domnului pe fiecare în parte să vă vegheze, să fie peste dumneavoastră și niciun rău și niciun necaz să nu vi se întâmple în anul acesta. Anul 2013, unii l-au etichetat ca fiind un an rău. Un an rău din punct de vedere economic, a căzut economia, așa este. Un an rău din punct de vedere politic și arabii s-au bătut și au scos armele unii împotriva altora și s-a întâmplat acele dezastre. Un an rău din punct de vedere politic și la noi, la București, bătălii între partide. Un an rău din punct de vedere religios, 6 țări în anul 2013 au acceptat și au legalizat căsătoria între persoane de același sex și asta din punct de vedere religios este o rușine și o mizerie. Și aș putea să spun că e un an rău. Unii chiar anul 2013 l-au pus pe un cod de bare și au zis 2 cu 0 fac 2, cu 1 fac 3 și cu 3 fac 6 și cifra 6 reprezintă pe diavolul. Anul 2013 a fost anul diavolului, zicea cineva nu de mult. Anul 2014 din nou au venit speculanții și au spus punem și ăsta pe cod de bare și vedem că e cu totul altceva. 2 cu 0 e 2, cu 1 e 3 și cu 4 e 7. Cifra 7 reprezintă desăvârșirea și fain, va fi un an bun. Eu nu știu să vă spun cât de rău sau cât de bun va fi, dar știu să vă spun că pentru toți cei ce stau sub scutul și ocrotirea lui Dumnezeu, va fi un an de binecuvântare. Pentru că Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. El este ocrotirea noastră, El ne scoate din ecaz, El ne înconjoară cu cântări de biruință, El ne-a scos din groapa peirii, din fundul mocirnei, ne-a pus picioarele pe stâncă, ne-a întărit pașii, ne-a pus în gură cântări de laudă și îl mărim și îl binecuvântăm în orice împrejurare. E foarte frumos să-L auzi pe Dumnezeu atunci când îți merge bine, când toate lucrurile le ai din belșug, dar e și mai frumos să-L poți lăuda pe Dumnezeu în circumstanțe mai grele. E și mai frumos să-L poți lăuda pe Dumnezeu atunci când medicul zice cancer sau când ai mai făcut un stop cardiac sau un stop respirator. E și mai frumos să-L poți lăuda pe Dumnezeu atunci când ești dat afară din serviciu și să spui, Doamne, știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale și în numele Tău merg înainte. E și mai frumos să-L poți lăuda pe Dumnezeu atunci când te uiți în stânga, în dreapta și nu vezi nicio izbăvire. Și apoi te uiți în sus și vezi mâna puternică, mâna albă și binecuvântată a lui Dumnezeu, care se întinde și zice, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Asta e binecuvântarea și bucuria. Când poți să-L auzi pe Dumnezeu în mijlocul furtunii, niciodată nu-i soarele așa de frumos ca atunci când El apare între norii negri sau după ce au trecut norii negri. Atunci soarele pare cel mai frumos. Soarele nostru este Domnul Iisus Hristos. Și noi credem ceea ce a zis profetul Maliahi când a zis, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Veți ieși și veți sări ca viței din graj. Eu nu știu să vă spun dacă anul 2014 va fi anul întâlnirii noastre pe nori de slavă cu Domnul. Eu nu știu să vă spun dacă în luna februarie va fi o lună în care viața noastră va continua până la sfârșitul lunii. Eu nu știu să vă spun dacă în seara aceasta veți ajunge acasă plecând de aici.
Nu știu. Dar un lucru știu, că ochii Domnului sunt peste cei ce se încred în ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană. Și urechile Domnului iau aminte la glasul rugăciunii lor. Trăim o vreme și un timp când se pare că este prielnic pentru noi modul de apropiere de Dumnezeu în vremea aceasta și în timpul acesta. În Eclesiastul 3 sunt 28 de vremuri. Acolo e și vremea mea, acolo e și vremea lui fratele Viorel și al lui fratele Butucel și al lui fiecare. Toți avem vremea noastră. Toți avem vremea noastră. Eu vin de la o mormântare, de-aia mă vedeți așa îmbrăcat în negru, a trecut în veșnicii unul dintre frații bătrâni de pe Valea Crișurilor. În urmă cu vreo 2 ani de zile am fost acolo și când m-am dus, am oprit mașina, am parcat-o în fața bisericii, l-am găsit în fața bisericii. Și mi-a spus, n-am venit la biserică pentru că sunt bolnav. Dar vreau să spun că vremea mea a trecut și eu simt că trebuie să plec din lumea asta. Am venit să te invit să vii la mormântarea mea. Nu cumva să lipsești de la înmormântarea mea. Numai dacă ești plecat din țară sau ești în comă, zicea el. Așa ai motivație, altfel să fii la înmormântarea mea. Și nu mi-a căzut chiar bine, mai ales că și eu sunt inimos cu inima să fac 2 drumuri și 2 predici astăzi, dar i-am promis la fratele Cornel Toma că o să mă duc. Și m-am dus. Mulțumesc Domnului că a fost un serviciu deosebit cu foarte mare asistență, foarte mulți oameni și Domnul ne-a binecuvântat și prin cântare și prin cuvânt și prin tot ce s-a făcut acolo. Dar un om care era conștient că vremea lui a trecut, eu aș vrea să vă sensibilizez și să fiți conștienți că vremea noastră este astăzi. Azi, dacă auzi glasul Domnului, să nu-ți împietrești inima, că astăzi este vremea. Sunt 28 de vremuri în Eclesiastul 3 și dați-mi voie să vă spun că și vremea mântuirii este acolo. Acolo este timpul relației noastre cu Dumnezeu în Eclesiastul 3 și timpul ăla îmi transpun în vremea de acum. Se uita profetul Ieremia sub îndemnul Duhului Sfânt și constata că secerișul a trecut. Vara s-a isprăvit. Și cu tristețe trage o concluzie. Noi tot nu suntem mântuiți. Ce însemnează cuvântul mântuire? Totdeauna noi pocăiții zicem, mântuire înseamnă izbăvire de păcat. Nu-i rău, slavă Domnului! E și ăsta un mare adevăr. Dar cuvântul mântuit, tradus corect în limba română, însemnează izbăvit de o stare de fapt. Un bolnav așteaptă să fie mântuit de boala lui, să fie izbăvit. Și dacă sunt bolnavi aici, să-i mântuiască Domnul de boalele lor. Poate cineva are un necaz personal sau un necaz familial și ar vrea să-l izbăvească Domnul, să-l mântuiască de necazul acestea. Așa să facă Domnul. Dar dacă e cineva aici și simte povara păcatelor și simte greutatea necazului și a întunericului spiritual, să-l mântuiască Domnul din starea aceasta. E așa de important să înțelegem că e vremea mântuirii acum, că e timpul mântuirii acum, că e momentul când să ne apropiem de Dumnezeu acum. Eram copii acasă la țară, am locuit până la 12 ani la sat, apoi ne-am mutat cu părinții la oraș și vreau să vă spun că de când am avut 16 ani, eu a trebuit să muncesc. În toate vacanțele munceam. Munceam în vacanța de vară, mergeam cu ziua la IAS-uri, cum era atunci. În vacanța de iarnă și de primăvară, mergeam la combinatul de sere, ne plătea cu ziua și acolo, pentru că părinții mei erau bătrâni, tata era bolnav și trebuia să muncesc. Știți care era cea mai mare bucurie a mea? Când vedeam că soarele e spre apus și se apropie sfârșitul zilei. Că știam că se încheie ziua de lucru. Știam că a trecut timpul și că urmează să primesc banii. Era o vreme, era un timp a muncii, dar era și un timp a răsplătirii. Slujirea și trăirea noastră pe pământ este ca unui lucrător cu ziua, zice Biblia. Și ziua trece, dragul meu, vremea se duce. Vine Domnul cu răsplata, cântăm noi o cântare. Și întrebarea mea este, suntem gata pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Avem motiv să ne bucurăm de venirea Domnului Iisus Hristos? Credem noi că Domnul Iisus Hristos într-o zi are motive
să ne răsplătească pentru trăirea noastră, sau avem în desaga vieții încă acea povară care ne apasă greu și am vrea să fim mântuiți de ea. Din toată inima doresc Domnul să mântuiască biserica. Știu că aveți probleme și noi avem probleme, toți avem probleme, dar dincolo de toate problemele, cel mai important este să ne mântuiască Domnul de păcate. Să ia Domnul păcatele noastre, să ne conducă până la poarta crucii, să ne ajute acolo să fim spălați, curățiți și sfințiți și apoi să treacă cu noi dincolo de cruce și în fiecare zi să creștem tot mai mult spre desăvârșire după chipul și slava lui Dumnezeu și să oglindim în noi chipul Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă mântuit. Să fii izbăvit și să fii izbăvit de păcate, dar nu să rămâi pipernicit acolo. Să crești și să mergi din putere în putere. E așa de greu să-i convingi pe oameni că au nevoie de mântuire. E un lucru foarte greu. Eu am fost bolnav, am fost diagnosticat, majoritatea știți că am fost diagnosticat și cu cancer, și îmi spunea Emil Tomescu, academicianul de la Cluj atunci, ascultă, domnule, e mult mai ușor să scoți o boală dintr-un trup decât o idee bolnavă dintr-un cap. Și a avut perfectă dreptate. Atâtea capuri sunt pline de idei bolnave și oamenii cred că sunt bine așa cum sunt. Sunt miliarde pe glob care l-au ales pe Buddha, pe Rahna Krishanan, pe Pantajali, pe Mahomed și-au ales religiile lor și zic că sunt bine așa. Unii chiar în creștinism cred că sunt bine așa. Vorbeam cu o bătrânică la noi la biserică odată și am spus, uite, tot vin la noi la biserică, te-am văzut și la catecheză, dar ce faci? Nu te mai botezi. Și a zis, eu să mă botez? Păi da, eu sunt mântuită. Păi de unde știi că ești mântuită? Păi cum să nu fiu mântuită, că 16 ani am fost prescurărița la biserica noastră ortodoxă, eu am făcut prescura, păi dacă eu nu-s mântuită, cine o fi atunci? Ea credea că dacă face prescură, e mântuită. Nu de mult, cam de un an și ceva, un tânăr a început să vină la biserică și a început să cânte cu tinerii noștri. Și m-am întrebat, Sergiule, fain, mă bucur de tine că vii aici, dar nu faci niciun pas, am avut deja un botez anul ăsta, tu stai, bați pasul pe loc. Și am zis, dar de ce să fac pasul? Păi să te botezi, cine crede și se botează va fi mântuit. Și el mă întreabă, dar ce, credeți că eu nu-s mântuit? Păi bunicul meu a fost preot la Ziman câțiva ani de zile. Cum, eu nu-s mântuit? N-a avut cine să se roage pentru mine? Și el credea că asta înseamnă mântuire. Vedeți, dumneavoastră, cel mai greu lucru este să-mi sensibilizezi pe cineva și să-mi duci în situația aceea de a înțelege că are nevoie de mântuire. Vorbeam cu tatăl fratelui pastor Han când trăia și am spus, auzi, moșu Iancu, de ce nu vrei dumneata să fii mântuit? Și m-a zis, eu sunt mântuit. Păi cum ești mântuit? Uite, băiatul dumneata e pastor, așa e viața dumneata ca în lui, e treaba lui. Auzi, dacă poți să mă ajuți cu niște bani, ajută-mă. Dar lasă-mă în pace, nu mai îmi tot vorbi de așa, că îmi vorbește ăsta în fiecare zi. Deci lui trebuia bani, nu să-i spun despre mântuire. Încep să cred că tot mai mare dreptate trebuie să-i dau mitropolitului Banatului, care odată, așa cu un năduf ce-am caracterizat, a zis, auziți, viața asta e cum o vezi, ce arată, cum o crezi. Păi, unii cred că e importantă viața asta, care o vezi și pun accentul pe ea. Și dacă mai crezi sau nu mai cred în ce arată, e treaba lor. Ei, cam asta s-a întâmplat și în vremea lui Pavel. Și Pavel a zis, băi, dacă ați înviat împreună cu Hristos, atunci umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Lăsați ceea ce vedeți aici. Că toate acestea vor rămâne într-o zi. Toate sunt gunoaie. Toate sunt deșertăciuni. Toate le arde focul. Toate le mănâncă rugina. Toate le roade vermele. Toate se duc. Tot ceea ce vedem aici, ce am făcut însă pentru Dumnezeu, aceea rămâne. În această seară aș vrea să cred că sunteți de acord cu mine că avem nevoie de mântuire, că tocmai ăsta a fost scopul venirii Domnului Iisus Hristos în lume, să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Când îngerul s-a dus la Fecioara Maria să anunțe nașterea Domnului, a zis și îi vei pune numele Iisus, că El va mântui pe poporul său de păcatele sale.
Da, a venit Domnul Iisus Hristos în lume să ne mântuiască. Nu există nicio soluție de a se deschide poarta cerului în fața noastră decât una singură, Iisus. N-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât unul singur, Iisus. Nimeni n-a putut să zică, eu sunt calea, adevărul și viața, decât unul singur, Iisus. Nimeni n-a dat garanția trecerii dincolo de mormânt a unui loc deosebit decât unul singur, Iisus. A zis, mă duc și vi-mi pregătesc și am să mă întorc să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Slăviți să fie numele Domnului. Vedeți, ne legăm de lucrurile de aici și Domnul vrea să ne legăm de cer. Domnul vrea să ne legăm de veșnicie. Și Domnul vrea să ne mântuiască și ne mântuiește. Dar atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, nu venim nici cu motivații că suntem prescurari, nici cu motivații că suntem păstori, nici cu motivații că am avut pe bunicul păstor sau preot sau pe nu știu cine. Când vin înaintea Domnului, vin în meritele Domnului Iisus Hristos și în smerenie, recunoscându-mi starea. Mi-aduc aminte de câțiva oameni ai Bibliei care și-au recunoscut starea și au fost binecuvântați. După ce ajunge rege David, întreabă, dar nu mai e nimeni din familia lui Saul, din familia lui Ionatan, vreau să mă port cu ei cu bunătatea lui Dumnezeu. Și vine Țiba și zice, oh, mai este unul, Mefiboset, fiul lui Ionatan. Dar ăsta e omor, cu alte cuvinte, ce ai cu ăsta? Aduceți-l aici. L-au adus pe Mefiboset și când l-a văzut, David i-a spus, Mefiboset, de azi înainte o să stai tot timpul la masa mea, vei mânca cu mine la masă. Și toate averile tatălui tău sau vreau să ți le dau ție înapoi. Și ce a zis Mefiboset? Foarte bine, am ajuns și eu să fiu un prinț, sunt undeva lângă rege, nu? A zis Domnul meu, uite-te la mine. Eu sunt ca un câine mort. N-am niciun merit. Cum să stau eu la masa ta? Și ce-o zice David? Ai dreptate? Nu. No. I-a plăcut lui David de Mefiboset și l-a ținut lângă el. Mefiboset a ajuns să intre în posesia tuturor averilor. A ajuns să stea cu regele la masă, dar a știut să se zmerească. Asta a fost cazul lui Mefiboset, dar să nu credeți că numai el a fost așa. Toți care s-au zmerit așa au avut parte de binecuvântări. Mi-aduc aminte de slăbănogul ăla pe care Domnul găsește la scăldătoare. Se duce și acolo era o apă, apăreau niște unduiri pe apă din când în când, că un înger venea și tulbura apa și primul care sărea în apă, la Siloam se vindeca. Și era unul de 38 de ani, bolnav, slăbănog, stând acolo pe o rogojina lui și se apropie Domnul de el. Și îmi întreabă, auzi, vrei să te faci sănătos? Ce a zis ăsta? Păi e normal că doar eu-s meritosul, că de atâta vreme stau aici. Ar trebui să mă ajute și pe mine cineva. Nu, a zis, n-am pe nimeni. N-avea niciun merit. N-am pe nimeni. Și atunci Iisus Hristos m-a vindecat. Când te vezi că ești jos de tot, când te vezi că ești neputincios, când te vezi că n-ai pe nimeni, când vezi că niciun ajutor nu vine de pe orizontală, ridică-ți ochii în sus, pentru că orice dar bun și desăvârșit se pogoară de sus de la Părintele Luminilor, mărit să fie El. Amin. Mi-aduc aminte de un altul care a avut cel mai mare har. Nimeni nu l-a avut harul care l-a avut El. Dacă citesc Noul Testament, nu-mi imaginez cum ar arăta fără epistolele lui Pavel. Înainte de a muri, m-a luat Dumnezeu și l-a plimbat prin cer. Auzi, a făcut o excursie până la treilea cer. Noi ne bucurăm că mergem și noi până în Israel și am văzut locurile sfinte și... Oh, ce fain că am văzut Israelul! Pe ăsta m-a luat Domnul, atât eu fost de drag de el, că m-a luat și m-a dus și m-a plimbat până la treilea cer. Zice, Pavel, nu știu că am fost cu Duhul, că am fost cu trupul, nu pot să vă spun. Dar un lucru vă spun, acolo sunt lucruri pe care ochiul nu mi-a văzut, urechea nu mi-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Și nu putea descrie mai mult. Și cu toate acestea,
În 1 Corinteni, capitolul 15, după ce Pavel prezintă lanțul arătărilor Domnului Iisus Hristos, așa de tare se zmerește și zice, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Pavel, tu ești o stârpitură? Ai fost o stârpitură? Dragii mei, dacă vrem să fim mântuiți, nu venim în merite personale. Nu venim. Dacă vrem să fim mântuiți, nu invocăm ceea ce am făcut noi. Dacă vrem să fim mântuiți, atunci venim în numele Domnului Iisus Hristos, la Tatăl. Că mântuirea prin El se capătă. Trebuie să fii conștient că nu există altă soluție decât numai prin El. Nu există altă cheie care să deschidă poarta cerului decât Iisus. Nimeni n-a spus, eu sunt ușa, cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi pășune, decât unul singur, Iisus, în Ioan 10:9. Dragul meu, ușa se deschide și în fața ta. Iisus stă și în fața ta, gata să te salveze. Recunoaște că depinzi de El. Aveam 18-19 ani. Oh, ce stricte erau regulile în biserică atunci. Țin minte că frații erau foarte severi cu noi și era programul ăla unic pe care îl impusese departamentul curtelor. Aveam servicii duminica de la 9 la 12, de la 12 jumate la 2 și apoi nimic, acasă. Era o vară caniculară și, Doamne, cum ne-am fi dus și noi să facem baie, dar cum să te duci? Audă conducerea bisericii că te-ai dus la Mureș? Că ai fost pe fangheza Mureșului, că te-ai dezbrăcat acolo, că ai mers la înghețată, da, de unde, că ne-ar fi urechea de... Nu mai cântam, gata, se termina una, două. Și cum eu eram așa mai cu inițiativă, mi-am spus la niște prieteni de băi, am găsit o soluție, hai că nu va ști nimeni. Știți ce facem? Mergem în spate la fabrica de zahăr, acolo nu-i nimeni, e apă mai adâncă, dar noi știm să notăm și mergem acolo. Și ne-am dus noi toți și când am ajuns acolo, tot eu am venit cu ideea și am zis, hai să facem un concurs, care traversează Mureșul un not cel mai repede? Ne-am dezbrăcat și repede am sărit în apă și eu am luat-o înainte. Poate că trebuia să-mi pună numele Petru, nu Pavel, pentru că eram ca Petru totdeauna cu inițiative și cu idei. Dar n-am ajuns decât la jumătatea Mureșului și m-a prins un curent. Acea pârnie care se formează în apă, m-a prins un curent și a început să mă rotească și am încercat eu să ies din ochiul de apă, dar mai ieși dacă poți. M-am lăsat în jos, dar de unde n-am putut, apa m-a ridicat în sus, iar m-a tras în jos și am obosit. Ăștia la început ce veneau din spatele meu, au crezut că glumesc. Și ziceau, a, eu știe să note. La un moment dat am început să țip. Au intrat și ei în panică, eu intrasem de-a binelea în panică și ei s-au retras înapoi. Și când era să ne dăm bătuți, a apărut o tânără, o fată ce era ca notoare, ea a trecut tocmai pe acolo, nu știu, probabil că numai Dumnezeu a trimis-o atunci. Și când a văzut că sunt în pericol, și-a aruncat pantofii din picioare și poșeta din mână și așa îmbrăcat a sărit în apă. A venit până la mine și primul lucru care l-a făcut a zis, suntem în pericol să ne înnecăm amândoi. Deci a încercat să mă conștientizeze că sunt într-o stare foarte gravă. Nu te prinde de mine că amândoi ne înnecăm. Lasă că te prind eu și te scot eu de aici. Ea nota din picioare, bătea apa cu picioare, chiar dacă era canotoare, nu notătoare. Era canotoare, știți ce însemnează canotajul cu bărci în rang așa lungi? Și m-a prins, m-a scos. Și după ce m-a scos afară, țin minte că atât mi-a spus. Niciodată să nu intri în ape pe care nu le cunoști. Și a plecat. Udă cum a fost, așa cum a fost. Dar ce mi s-a părut mie foarte interesant, când a ajuns la mine, mi-a spus, vezi că suntem în pericol să ne necăm amândoi. Nu te prindem, lasă-mă că te prind eu. Noi trăim într-o lume în care foarte mulți vrem noi să-L prindem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu, dă tu inima ta în mâinile mele, nu mă prinde tu pe mine de mână. Lasă să te prind eu pe tine. Noi am vrea să luăm pe Dumnezeu și să luăm duminică dimineața și joi seara când venim la biserică și să lăsăm când avem problemele noastre. Să lăsăm când avem afacerile noastre. Să lăsăm când ne interesează alte probleme.
Se spune că un tată își ducea fetița de mână și fetița îl ținea pe tata de două degete. Și cum era iarnă, pomei de vreo trei ori fetița îngunecat și a căzut. Și atunci tata, supărat, a luat-o în mâna lui. Și a îngunecat fetița din nou. Dar n-a mai căzut, că o ținea tata de mână. Cam asta se întâmplă cu noi. Vrem să-L ținem noi pe Dumnezeu și Dumnezeu zice, nu, lasă să te țin eu pe tine. Lasă să te țin eu pe tine. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne ia în mâinile Lui. Nimeni și nimic nu ne poate scoate din mâna Lui. E așa de important să fim conștienți că avem nevoie de mântuire. Trăim într-o lume a mizeriilor. Trăim într-o lume, așa cum am spus, a avortului, a desfrâului, a drogului, a homosexualității, tot felul de mizerii. Diavolul acum jubilează cel mai mult. El știe că are succes în foarte multe structuri. Să vă spun ceva? Hai să vă spun! Știți că sunt curente religioase care merg acum pe ideea că niciun păcat făcut în trup nu afectează sufletul. Carnea și sângele, zic ei, nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și orice faci în trup, poți să faci, bine, mersi, e fain, lasă că nu-i problemă. Să crezi numai. Asta este problema. Și din nefericire au penetrat și structurile religioase ale României și s-au înregistrat ca asociație și în sudul țării, pe malul Dunării, avem Biserica Apostolică Patriarhală, zise în ghilimele apostolică, și câteva centre de genul ăsta care spun, nu e adevărat, poți să faci orice păcat vrei în trup, că trupul nu moștenește împărăția lui Dumnezeu. Diavolul se simte la el acasă. Mediile create în lumea de afară sunt medii prielnice lui. Dar nu uitați, niciodată nu scapă ocazia să nu distrugă, să nu răpună, să nu lovească. Dă târcoame și caută pe cine să înghită. Pentru că știe că multă vreme nu are timp la dispoziție. El nu mai răgnește și dă târcoane ca un leu. El nu-i leu, el e un câine beteag. Domnul Hristos l-a biruit pe Golgota. El e leu din semânția lui David. Și noi îl biruim în numele Domnului Iisus. Important este să vrem lucrul acesta. Diavolul, spuneam că nu iar tata avea o vorbă. Zicea, bă băiete, niciodată să nu intri la bancă, că banca și satana nu te iartă niciodată. Banca îți ia tot ce ai până nu recuperează ultimul leu și diavolul îți ia și viața. Banca nu-ți ia viața, dar diavolul îți ia și viața. Diavolul îți ia viața. Nu cocheta cu el. Nu încercați tot felul de artificii și ocolișuri, că nu se poate. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Între Hristos și Belial nu există legătură. Între lumină și întuneric nu există legătură. Între sfințenie și păcat nu există legătură. Nu! De aceea, astăzi și aici, mai mult ca oricând, cred că e foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de El și El se apropie de noi. În anul 1986, știți că spaniolii până astăzi au bătăliile și luptele lor cu taurii și un tânăr toreador de doar de 19 ani. S-a văzut el așa de bine pregătit că a zis, vreau să mă lupt cu cel mai fioros taur. Și toți a zis, băi copilă, dar tu ai 19 ani. Nu, eu sunt foarte bine pregătit și să vedeți când îl repun. Și după multă insistență, i s-a dat voie în arenă să intre cu cel mai fioros taur, să lupte cu el. Și în câteva minute a pus taurile jos. O, toți cei din tribune au început să-l aplaude. Și el bucuros că la 19 ani cel mai fioros taur l-a răpus. Își căuta familia undeva în tribune să-i salute, toți strigau, fluierau, dar la un moment dat a început să se agite tribuna mai tare. Și el credea că lacrimează pe el. Oamenii erau agitați și transmiteau semnale, dar el credea că este aclamat. Ca în momentul următor, taurile să se ridice de jos și cu un ultim efort, cu capul a trecut cu coarnele prin el. Și în timp ce sângele îi curgea pe gură, pe răni, atât a mai putut exclama. Taurile ăsta n-a avut milă deloc. Chiar m-a omorât. Diavolul n-are milă deloc. Chiar vrea să te omoare. Așteaptă colțul unde să te lovească. Este atât de mizerabil, de pervers. Este așa de înverșunat, dar am o veste bună în seara aceasta.
Iisus Hristos zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre. Veniți la mine și eu vă voi mântui, zice Domnul. El vrea să ne izbăvească de starea aceasta de păcat care ne târăște în jos, care aduce după sine moartea, că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică, din nou în Iisus Hristos. Atunci când într-adevăr ai primit pe Domnul Iisus Hristos, când păcatele sunt iertate, când ai început să faci pași spre creșterea spirituală, trebuie să înțelegi că în viața ta trebuie să fie o schimbare. Schimbarea nu constă în ceea ce fac eu în biserică. Schimbarea constă în ceea ce trăiesc eu. Schimbarea nu face educația. Educația șlefuiește doar anumite caracteristici ale vieții noastre și îmbogățește cunoștințele. Dar nu face schimbarea educația. Schimbarea nu face nici mediu. Un frate de la Krevingăr din Germania îmi spunea, frate, sunt de peste 30 de ani aici în Germania. M-am născut la Ciznădie. Eu sunt sas. Părinții mei au fost nemți. Dom'le, și uite, ăștia nu mă recunosc de neamț aici. Tot Ausländer, îmi spun și acum, pentru că ei spun că accentul și comportamentul și tot nu fac dovada că eu aș fi neamț. Deci mediu nu te schimbă. Singurul care schimbă e Domnul Iisus Hristos. Nici religia nu te poate schimba. Religie poți să ai. Poți să treci dintr-un registru a unei biserici în registru altei biserici. Dar adevărata schimbare o face Domnul Iisus Hristos prin cuvânt și Duhul Sfânt. În seara aceasta, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, vă spunem tuturor că Domnul a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Oricât de departe ai fi, oricât de pierdut ai fi, oricât de căzut ai fi, oricât de păcătos ai fi, oricât de adâncit în mizerie și păcat ești, Iisus Hristos te cheamă să vii. El întocmai ca pe Bartimeu. Bartimeu striga, Iisuse, fiul lui David, ai milă. Și Domnul a zis, chemați-l să vină. El te cheamă să vii. Prețul a fost plătit de el prin jertfa de pe cruce. Prețul a fost plătit. Mântuirea e la dispoziție. Important este să fii conștient că ai nevoie de ea și să accepti ca într-adevăr Duhul Sfânt împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu să facă transformarea vieții. Că de nu? Vine judecata și în Romani 2, 5 și 6 omul lui Dumnezeu Pavel zice că prin împietrirea inimii noastre care nu vrea să se pocăiască ne adunăm o comoară de mânie pentru ziua de judecata lui Dumnezeu. Și Obadia continuă în versetul 15 și zice, cum ai făcut atunci așa o să ți se facă. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Oricâtă învățătură ar fi, important este să concluzionăm învățătura învățăturilor. Și zice Eclesiastul în încheierea cărții, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, fiindcă Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dragul meu, în seara aceasta, teme-te de Dumnezeu! Și spune că vrei să păzești poruncile Lui, pentru că numai așa poți intra în starea de mântuit și de moștenitor împreună cu El în cer. Câteodată modul în care Dumnezeu lucrează și operează pe viața noastră nu e chiar confortabil. Ce e confortabil după ce ai avut un serviciu cânduț undeva și bine plătit, să fii pus pe liber? E confortabil să te zdrobească un diagnostic pe care îl dă un medic și zice în stadiu 2, pe stadiu 3, încercăm să vedem ce putem face. E confortabil? E confortabil să te duci la medic și să spună inima ta e praf. Una din valve nici 40% nu mai lucrează, cealaltă cam 50-60% pe coronarea dreaptă. Nu e confortabil să auzi chestiile astea. Nu e confortabil să vezi cum mor atâția. Nu e confortabil. Dar Dumnezeu folosește toate metodele. Te cheamă, nu vrei să răspunzi la chemarea Lui. Are alte metode. E foarte important că atunci când Dumnezeu îți cere un lucru, să zici da,
cum zicea profetul în Psalmul 40 cu versetul 7, iată-mă, trimite-mă, în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeu meu. Așa mi-ar place să plecăm de la Biserica Maranata în această seară cu decizia, vreau să fac voia ta, Dumnezeu meu, vreau să mă mântuiești, Dumnezeu meu, vreau să se vadă chipul tău în mine, Dumnezeu meu, vreau să umblu cu tine, Dumnezeu meu. Domnul i-a spus la slăbănogul ăla, ridică-ți patul! Și ce credeți, că ăsta o sta pe gânduri? Parcă văd în momentul în care a spus Domnul și-a simțit fiorul ăla cum a sărit și și-a ridicat patul. Pocăință nu însemnează schimbarea bisericii. Mântuire nu însemnează schimbarea bisericii. Însemnează schimbarea vieții. Mântuire nu însemnează adaptare. Mântuire însemnează transformare. Mântuire nu însemnează a ieși din lume, că unii cred că a te ascunde după zidurile unei mănăstiri sau a fi pusnic printre copacii din pădure, asta e mântuirea. Nu! Nu! Dumnezeu nu ne cere să ieșim din lume. Vrea să introducă o lume nouă în noi. Și lumea lui Dumnezeu constă în cele trei aspecte, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta vrea Dumnezeu să o pună în fiecare din noi. Asta înseamnă mântuire. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, atunci datele problemei se privesc cu totul și cu totul de pe alte coordonate. Atunci ascultăm, atunci ne lăsăm călăuziți, atunci trăim o viață de rugăciune, atunci trăim în dragoste, atunci ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, atunci înțelegem că dincolo de toate prioritățile vieții noastre e mântuirea sufletului și nu uităm de făgăduințele lui Dumnezeu care sunt nespus de mari și de scumpe. Dragul meu, e așa de important să te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Spuneam într-o altă biserică că era înainte de Revoluție. Și murise mama unuia ce era președinte de cooperație într-un județ limitrof cu județul Arad și mi-a dat telefon. El era pocăit de ăsta, la fără frecvență. Venea și el la sărbători, la biserică. Era înainte de Revoluție, era cu tovarășii și mi-a spus, uite, a murit mama și mâine e mormântarea. Te rog, fă cumva și vină la mormântare, că vine și tovarășul cu tare, și tovarășul cu tare. Și o galerie de tovarăși mi-a înșiruit acolo. Bun, las că vin. Am pregătit o predică, am zis că o pregătesc și escatologic și apologetic, să dovedesc că noi suntem pe cale, să vorbesc despre vremurile din urmă. Încercam eu, domnule, în sinea mea, să ne arăt tovarășilor că Biserica Pentecostală e ceva. Dar când să plec din biroul filialei, cum era pe vremuri titulatura filială, a sunat telefonul, am ridicat receptorul și la telefon era un adolescent și a zis, eu sunt Tibi. O bătrână mi-a dat numărul dumneavoastră de telefon. Vreau să vă spun că de 4 zile n-am mâncat nimic. Frații mei de mai multe zile n-au mâncat nimic, ei nu mai pot nici să coboare din pat. Și bătrâna a zis că dumneavoastră pocăiți, faceți bine oamenilor. Parcă a început să-mi tremure telefonul în mână și am zis, dar ce s-a întâmplat cu voi? De ce n-ați mâncat? Mama este în spitalul de canceroși în Timișoara și tata a plecat de mult de la noi. I-am dat niște bani unui frate din birou și am zis, du-te, ia ceva de mâncare și du-te pe strada sinagogii numărul 6, vei găsi acum niște copii, vezi care e situația și discutăm după ce vin. Dar pe drum, mergând spre mormântare, mi-am schimbat complet toate gândurile. Mi-am adus aminte că Iacov zice, printre altele, că credința fără fapte e moartă. Mi-am adus aminte că toate faptele bune sunt pregătite de Dumnezeu numai ca să umblăm în ele. Mi-am adus aminte că în Apocalips 14 cu 13 scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, pentru că faptele urmează. Și am zis, astăzi o să predic despre fapte. Și țin minte că mi-am schimbat predica și la mormântare, toată viața mea țin minte ce am predicat. 3 lucruri care nu se pierd. Numele, omul interior, Duhul și faptele. Astea rămân. Și am pus accent pe fapte. Și am dat exemplu cu tânărul ăsta, cu adolescentul ăsta. Era arhiplină curtea.
numai slujitori, cred că au fost peste 20, diaconi, prezbiteri, păstori, am predicat eu că am venit de la Fimiană, știi? Și mă așteptam la o reacție, pentru că am atacat și am atacat dur de tot, cum îmi dau eu drumul câteodată așa. Am văzut că oamenii au ascultat, chiar au fost impresionați când am dat exemplu acestui tânăr, dar am plecat la cimitir. Înainte să plec la cimitir, a venit fiul moarte și mi-a spus, știi, când e gata la cimitir, vii înapoi aici, că toți ne întoarcem înapoi, am tăiat doi porci, am tăiat un vițel. Ei puteau să taie viței înainte de 89. Sărmanii care își permiteau să taie la copii, riscau să fie amendați și trimiși în instanță. Și am spus, vreau să spun că eu nu vin înapoi. Eu, din principiu, nu mănânc la mormântări și astăzi mă și grăbesc. Și nu vin înapoi. M-am dus cu mașina la cimitir. Când s-a terminat slujba în cimitir, m-am dus spre mașină să plec spre casă. Dar, deodată se apropie de mine un bătrân, avea un picior de lemn, o cârjă, murdar. Știți cum arăta? Avea în cap o căciună albă, parcă tot o mâncase șoarecii sau șobolanii, tot era găurit. Se apropie de mine, când a fost cald de la mine, la voi, așa la câțiva metri, mirosa teribil. Și zice, domnule, du-mă, te rog, cu mașina acasă. M-am uitat la el. Dar zic, dar cum de tocmai pe mine m-ai găsit în mulțimea asta aici? Zice, domnule, m-a dus unul cu mașina și m-a lăsat aici, du-mă cu mașina acasă. La mine mașina totdeauna înăuntru e curată, că asta e slujba, mai au și pe anții, dar m-am zis, ăsta a fost acasă și m-a auzit ce am predicat. Și că am subliniat faptul că, într-adevăr, credința fără fapte e moarte și mă pune la probă acum să vadă dacă și fac. Am oftat odată și am zis, bine, hai că te duc. S-a apropiat de mașină, zice, dar ajută-mă să urc, eu nu pot. I-am luat așa cu două degete cârja, am băgat-o pe bancheta din spate, să nu vă spun cum mirosa. S-a așezat, i-am și-a pus piciorul care era întreg în mașină, eu l-am luat până de lemn, i-am pus lângă ăla. Am urcat în mașină să plecăm și am scălat geamul puțin să ventileze, că mirosa. El strigă, închide geamul că eu sufăr cu curentul. Zic, Doamne, e grea încercarea, dar vezi că eu am sensibilitățile mele. Da? Am plecat. N-a trebuit să merg tare, că a zis, iau aici la stânga. Am luat-o la stânga și am ajuns în fața unei case, după care căzuse în lipitura. Știți ce e voi tineri în lipitură? Pământul ăla care se dă în loc de tencuială. Căzuse în lipitura jos, gard, nu mai era numai niște stâlpi. Și zice, ajută-mă să cobor. Oare, repede am deschis toate ușile, m-am dus, i-am luat cârja, i-am pus-o deoparte, i-am luat piciorul de lemn cu mâna mea, i-am și răla până la lamp. Și zic, tăticule, să fii sănătos, eu trebuie să plec. I-am zis, nu, stai puțin. Zic, nu trebuie să-mi dai nimic, lasă-mă, domnule, că plec. I-am zis, nu te rog să stai, domnule, eu trebuie să plec. Și deodată a început să plângă. Și a zis, domnule, stai că trebuie să-ți arat ceva. Ce poate să mă arate asta? S-a dus înăuntru și a venit după câteva minute și când a venit, a venit cu un plic în mână. A zis, vezi plicul ăsta? Aici e toată averea mea de viață. Eu sunt veteran de război. Mi-am pierdut piciorul pe front. Și aici am adunat 5.000 de lei pentru înmormântarea mea. Domnule, când ai spus acolo în curte de copii ăia, am simțit cum numai săgeți trec prin mine. Și uite, eu te rog, lasă-mă să iau 10 mei din ăștia 5.000, să am până săptămâna viitoare când îmi vine pensia de veteran și ia plicul ăsta și dun la copiii ăia. M-am uitat la el, am făcut doi pași în spate și mi se părea că citesc o completare la Noul Testament. Cum din câți au fost acolo oameni deosebit, cu potențial deosebit, nu a venit unul să zică, măi, mai spune o dată, strada sinagogii, ce număr a fost ăla? Sau ia banii ăștia și du-i acolo. Nimeni. Amărâtul ăla. Ultimul bănuț să-l dea. Și atunci am zis, asta înseamnă să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Să te lași atins de Duhul lui Dumnezeu.
Au căzut păstorii la examen și a mărit una, a invalid una. S-a lăsat atins și când a auzit de Duhul lui Dumnezeu. Când l-am întrebat, domnule, dar dumneata ești mântuit? A zis, domnule, și eu aparțin tot la o biserică neoprotestantă. Am fost așa de mirat că nu m-am legat nici de numele de penticostan, nici de baptist, nici de adventist. Eu în predică am vorbit despre mântuire. Și omul ăsta a simțit că trebuie să facă ceva. Când i-am spus, zic, știi, noi pocăiți avem obiceiurile noastre, punem niște bani deoparte, am și eu bani puși, mai au niște prente de mei, lasă că rezolv eu. O zic, domnule, dacă nu iei banii ăștia să-i duci, pe mine până de seară Dumnezeu mă trăznește. Știi ce frică m-a apucat când te-am auzit că ai predicat acolo în curte și eu știam că am banii ascunși în casă și ea n-au ce mânca? Dacă știi că ai conturi ascunse și încărcate, dacă știi că arunci de la fiecare masă și friptură și mâncare ce rămâne și alții n-au ce pune pe masă, vă dau eu adrese dacă vreți să mergeți să vedeți. Dacă știi că au trecut sărbătorile de iarnă și poate ai aruncat cozonac și prăjituri și felii de tort că s-au alterat și alții n-au avut probabil o felie de cozonac să pună pe masa copiilor. Mergeți, coborâți jos în Vrancea să vedeți ce se întâmplă acolo. Coborâți pe acolo să vedeți ce se întâmplă. Coborâți în zona Vasluiului, întrebați-mi pe fratele Butucean să vă spună că el cunoaște zonele acolo. Ce se întâmplă acolo? Oameni care au nevoie de ajutor. Dragul meu, a fi mântuit înseamnă a te lăsa conduși și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. A fi mântuit înseamnă a iubi. A fi mântuit înseamnă a te dărui. A fi mântuit înseamnă a zice împreună cu profetul, iată-mă, trimite-mă, Doamne! A fi mântuit însemnează a asculta vocea Domnului. În Isaia 55, cu versetul 3, ni se spune, luați aminte, veniți la mine și ascultați și atunci sufletul vostru va trăi. De luat aminte, luăm aminte toți, nu-i așa? Poate mai facem și niște pași în ce privește apropierea de Dumnezeu. Luați aminte și veniți la mine, dar să ascultați foarte greu. A venit un tânăr la Domnul Iisus Hristos. Am luat aminte, a venit la el și a zis, vreau să moștenesc viața veșnică. Și Domnul a iubit. Mai ales când a zis că toate poruncile l-au păzit cu strictețe din tinerețe. Dar n-a putut să ascunde. Când a zis, du-te, vinde tot ce ai, de la săraci, hai și mă urmează. Asta n-a mai putut. Nu putea să ascunde. Voi ăștia mai tineri, probabil că ați citit o carte intitulată Lia Orliș. E vorba de o tânără care își scrie toată istoria vieții ei, era fiica pastorului Carol Ogliș, un pastor metodist din Scoția. Și omul ăsta a avut câțiva copii, fiica lui cea mai mare și-a dorit toată viața ei să învețe să cânte la pian și mai târziu să fie misionară. Dar pe când se intre la școală să învețe, să ia legătura cu profesorul de pian, s-a întâmplat o nenorocire și tatăl a murit în accident. Și cum ea era cea mai mare, pe lângă durerea despărtirii de tata, a fost și ruinarea visului ei. Nu mai avea bani de pian, nu știa dacă are cine să o susțină să meargă misionară. Și mama i-a dat o idee și o să mute și a zis, Lia, uite, eu mă duc la spălat dușul mele, eu mă duc la făcut menaj, hai cu, împreună cu mine. Îți promit că nu-ți iau niciun ban din banii tăi. Și chiar dacă nu poți merge misionară, măcar un profesor de pian să iei să înveți să cânti la pian. S-a bucurat fata și într-un an de zile și-a adunat bani suficienți ca să meargă la școală și să învețe să cânte la pian. Dar pe când se pregătea ea, luase legătura și cu un profesor, într-o noapte se tot ruga și cerea, Doamne, sprijinește-mă, uite, pentru pian am găsit soluția, sprijinește-mă, Doamne, să găsesc pe cineva, să mă suporte, Tu știi că vreau să mă duc misionară. Și ca altădată copilul Samuel și Lia, noaptea aceea, aude o voce, Lia! S-a uitat admirată, era o voce cu o intonație gravă, știa că nu-i vocea mamei. A stat un moment
Și din nou vocea s-a repetat. Mia! Și atât a putut să spună. Iată-mă! Și vocea a întrebat-o. Câți bani ai adunat? Cu vocea tremurândă, se gândea poate cineva vrea să dea atacul, vrea să ia banii, și a anunțat ea suma cât a adunat. Și vocea continua și a spus, Mia, mâine dimineață, era între anul 1920-1930, în perioada interbelică, a zis, mâine dimineață te duci în piața 21 și prima persoană care va coborî din prima trăsură, acostează, du-te la ea și îi dai toți banii în numele meu. Eu, Domnul, îți poruncesc. Și fata asta, Doamne, da, tu știi, eu am adunat greu banii, Doamne. Și vocea s-a repetat din nou. Te duci mâine dimineață în piața 21. Nu erau mașini atunci, opreau trăsurile, cum opresc mașinile în anumite zone. Și a luat ea banii dimineața, a băgat aici în sân, s-a dus în piața 21, a stat, nu era nicio trăsură, nici om, numai ea singură în piața 21. A stat 5 minute, a stat 10 minute, 20 de minute și a stat, o slavă ție, Doamne, m-ai pus la încercare ca pe Avram, uite că nu vine nimeni, tu ai vrut să vezi dacă chiar fac, îți mulțumesc, Doamne, și când se pregătea să mulțumească mai mult Domnului, ba, apare o trăsură. O trăsură luxoasă și deodată din trăsură apare o doamnă foarte înaintată în vârstă, dar foarte elegantă. Și ea s-a uitat mirată și a zis, la asta să-i dau eu banii mei? Păi da numai pânăria din capul ei face mai mult decât toți banii care i-am eu. Și a făcut un pas îndărăt și a auzit din nou vocea, Lia! Și s-a dus la bătrână și a zis, dați-mi voie să vă spun ceva. Eu sunt Lia Ungriș și vreau să vă dăruiesc banii ăștia în numele Domnului. În momentul ăla, din ochii bătrânii, au început să curgă niște lacrimi, a strâns-o în brațe și a zis, pe tine te căutam. Duhul Domnului m-a trimis să vin în dimineața aceasta aici. Eu sunt duceasa de Gloucester a Scoției. Soțul meu a decedat. Am 86 pe 87 de ani. Și am tot întrebat pe Domnul ce să fac cu averea mea imensă care o am, pentru că eu voi pleca din lumea aceasta în curând și nu știu cui să las averea. Și Domnul mi-a spus să vin în piața 21. Și primul om care îmi văd că face un bine să-mi iau la mine acasă și să-i transfer toată averea mea lui. Te iau și vii la mine acasă. Am luat-o, a dus-o la ea acasă, i-a transferat toate bunurile, i-a trecut ei în proprietate. Și cred că ați auzit că unul dintre cele mai puternice centre de misiune astăzi este Centrul Ungriș, fondat de Lia. Apoi, cămine de bătrâni, școli, biserici, pentru că o tânără a ascultat într-o noapte de vocea Domnului. Eu cred că și voi ați vrea să întâlniți duceță, nu-i așa? Dar eu vreau să vă spun tuturor că în seara aceasta aici e unul mai mare decât duceasa de Gloucester. Aici e unul mai mare decât Solomon. Aici e unul mai mare decât Avram. Aici e Domnul Iisus Hristos. El promite binecuvântări în cerului. Și spune celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum eu am biruit și am stat cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. E important să-l asculți. Ai nevoie de mântuire. Primește-L pe Iisus Hristos în seara aceasta. Amin.